memoriile care le-am făcut la toate instituțiile cu rol de verificare a abuzurilor săvârșite de judecători și de magistrați și de procurori, adică CSM-ul și celelalte instituții aferente, Ministerul Justiției, Comisia de Abuzuri în Camerei Deputaților, Senatului, și de asemenea memoriile adresate de către mine, președintele Senatului, domnul Tăriceanu, primului ministru, președintele Camerei Deputaților, președintele României, de a le cere ca prin pârghile pe care au să ia măsuri de stopare acestor abuzuri care se săvârșesc atât vis-a-vis de mine aici la Constanța și față de Mazăre, dar cât și vis-a-vis de președintele de la Iași, a domnului Domniții, care este membru din același partid în care provine domnul Iohannis, și ceea ce vorbește pe alți primari și președinți de la alte formațiuni politice, pentru că aici nu e vorba de formațiuni politice. Aici vorbim niște imixtiuni și niște abuzuri în treburile administrației publice locale, foarte clar reglementate în România, ale procurorului și ale unor judecători timorați. Speriați de bombe. Speriați de bombe. Cum ar fi? Cine? Cum ar fi doamna judecătoare Iulia Cezară Suciu? Cum ar fi doamna judecătoare Boboc Valentina, care este la Curtea de Constanța și care este feedback-ul a tot ceea ce decide copy-paste doamna Iulia Cezară Suciu? La orice recurs, vine doamna Boboc, pe care am recuzat-o și pe dânsa de mai multe ori. Apropo de asta, decizia de pe 14 nu va fi definitivă, urmând apoi să fie atacată la curte. Și la curte ce, statistic vorbind, ce speranțe aveți? Pentru că și acolo ați... Nu vreau să mă pronunț și nu vreau să fac o generalizare. Probabil că mai sunt și judecători, majoritatea care au coloană vertebrală și care nu se cred în locuitorii lui Dumnezeu pe pământ, cum se cred alții. Probabil că sunt și judecători corecți, inclusiv cei care m-au eliberat. Culmea este, și am spus-o în instanță și văd că i-am deranjat foarte mult, că în toate procesele de la București n-am nicăieri interdicția de a exercita funcția de președinte al Consiliului Județean, nici la cel cu RHDP-ul, nici la cel cu care a fost dejuns în raportul cursului de conturi la Curtea de Apel București, nicăieri n-am interdicția asta. Numai aici la Constanța mi se dă această interdicție. De ce nu cereți tremutare? Păi am cerut și mi s-a răspins de către doamna judecătoare Iulia Cezară Suciu, ați uitat. Am cerut, nu pot să cer decât o dată. În faza în care eram judecătorească, am cerut și mi s-a refuzat.